Am ales Remax pentru că este un sistem funcțional la nivel internațional și pentru că este o rețetă de succes care funcționează. Trebuie doar să urmărim această rețetă și cu siguranță vom avea succes în acest domeniu. Am ales Remax în prima fază și pentru că avem parte de educație în mod continuu, facem traininguri în fiecare lună și putem să ne perfecționăm, astfel putem să oferim servicii excepționale clienților noștri. Pe parcursul celor 5 ani de zile de când sunt în Remax, mă bucur să pot afirma că am crescut de la an la an, am performat ca și birou, am în echipă agenți la fel de performanți și care sunt mulțumiți că fac parte din acest domeniu. Și mai mult decât atât, mai nou ne-am mutat într-un alt sediu care cumva confirmă evoluția noastră pe care am avut-o până acum. În plus, față de ce am făcut până acum, am ales și să fuzionăm după 5 ani de zile de activitate cu un alt birou Remax, la fel de performant, și aceasta reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea noastră. Dorim să oferim servicii și mai bune clienților noștri și să performăm ca și agenție, să fim o agenție imobiliară recunoscută la nivel de Cluj, ce oferă servicii excepționale clienților săi. Recomand intrarea în Remax tuturor celor care vor să-și construiască un business propriu, să fie mai mult decât niște simpli agenți imobiliari, celor care doresc să se focuseze pe a avea rezultate din ce în ce mai bune, pe a fi performanți și pentru cei care își doresc să schimbe imaginea agentului imobiliar în România. Pentru că în Remax pe asta punem accent, pe educație continuă și pe a oferi servicii de calitate clienților noștri. Celor care doresc să-și deschidă o agenție imobiliară, le recomand sistemul Remax, pentru că este deja un sistem care este funcțional la nivel global. Este o rețetă deja creată și testată de foarte mulți oameni și funcționează. În Remax ești în business-ul tău, dar nu de unul singur. Ai ajutorul colegilor de la Remax România, ce este un mare plus, și datorită lor poți să fii actualizat tot timpul cu ce se întâmplă în piața imobiliară.